Astăzi o să vă arăt cum pregătiți niște ciocanele de pui la cuptor în pungă termorezistentă cu cartofi înăbușiți și usturoi. De asemenea, o să vă arăt cum preparăm și un jeleu din colagen de porc. Pentru început o să ne ocupăm de ciocanele, trebuie curățate, pârlite, apoi eu le-am spălat în puțină apă cu zeamă de lămâie, după care am început să le condimentez cu puțină sare, piper, am pus niște condimente pentru carnea de pui, ulei de măsline, o să trebuiască să masați carnea foarte bine, după care am pus-o în această pungă termorezistentă, am pus puțin usturoi și am dat totul la cuptor la 180 de grade, timp de 50 de minute. O să ne ocupăm de cartofi. Am început prin a curăța cartofii, după care i-am spălat. După ce i-am scurs de apă, vom începe să-i tocăm. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul meu sau pe pagina mea de Facebook. Vă aștept acolo, vă mulțumesc! După ce am tocat cartofii, într-o tigaie am pus niște ulei, am lăsat puțin uleiul să încingă, după care am adăugat cartofii și i-am acoperit, i-am pus pe foc cam vreo 10 minute. Între timp am preparat și o salată din ceapă verde, roșii, castraveți și mărar. După cum vedeți, după vreo 10 minute am dat capacul la o parte, am întors puțin cartofii și am adăugat 150 ml de apă, sau mai bine zis, o cănuță de apă. Vom pune și puțină sare, după care acoperim din nou cartofii și vom pune pe foc, la foc mediu, încă vreo 15 minute. Între timp o să preparăm și un sos de usturoi, am folosit niște pătrunjel, 4 căței de usturoi, am pus puțină sare, amestecăm bine și adăugăm apă treptat. Între timp, după cum puteți vedea, și cartofii sunt aproape gata. Vom începe să adăugăm sosul de usturoi cu pătrunjel. Am pus cam 4-5 linguri, am mai adăugat puțină sare și am mai lăsat pe foc vreo 5 minute, după care cartofii au fost gata. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să mă urmăriți, vă mulțumesc! Am mai pus niște sos de usturoi deasupra, între timp și salata este gata. După cum vedeți, am scos pulpele din cuptor, am dat punga puțin la o parte și am mai pus la 200 de grade timp de 5 minute pentru a prinde o culoare aurie. Am pus și peste ele niște sos de usturoi și cina noastră este gata și poate fi servită cu întreaga familie. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră, aș vrea să știu ce părere aveți lăsându-mi un comentariu. Acum o să vă arăt cum preparăm un jeleu din colagen de porc. Eu am făcut o tobă de porc. După cum puteți vedea, am pus carnea la fiert, am folosit picioare, urechi, șoric, ceafă de porc, am pus apă, am lăsat totul să fiarbă. După ce a început să fiarbă, am luat spuma formată deasupra, am condimentat după bunul plac și din carne am făcut o tobă super delicioasă, dar mi-a mai rămas lichid, așa că am preferat să fac un jeleu din colagen. Am pus 10 grame de gelatină la 500 de ml de lichid și am lăsat totul la frigider peste noapte. Eu sper că v-au plăcut aceste rețete și nu uitați să le distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!